Vă salut, astăzi e 8 aprilie, afară 10 grade, plouă mărunt, păcat că pomii sunt înfloriți, prunul e înflorit la mine și nu poate să zboară bine. Dar totuși ele vine să ia apă, de aici unde le pun eu, unde s-au învățat. Toate că afară plouă, iarba e udă, pomii, deci ar putea să bea apă de unde vrea ele. Totuși ele vin aici. Apa e normală de la robinet, deci nu le-am pus apă specială. Da. Și ele vin din aici, cu toate că până la stup are 100 de metri, nu, mai puțin, 50 de metri. Ar putea să bea apă după toată iarba asta care e pe aici. Dar fiindcă s-a învățat, se duc acolo. Și mai am aici un vas, ia. Uite, și aici. Și de aici s-a învățat, nu se duc în altă parte. Da, cam asta e. Ce am făcut zilele astea, am anulat rândul de sus. Și pe o parte și pe alta, s-a lucrat foarte greu acolo și nu, rămân decât astea două rânduri. Rastelul l-am tăiat, e pe aici. Și vară și în interior cum am făcut. Acum e puțină dezordine că mi-a mai rămas cule pe aici. Deci rândul de sus nu mai există, nici pe o parte, nici pe alta. Am anulat că nu, lucram greu, nu se merita. Noua achiziție, o lampă, proiector, la 12V. Are un buton așa aici. Ia uitați ce frumos. Am luat-o special pentru filmare, deci sper că acum să vadă când filmez cu ea. Am găsit-o și într-un magazin din ăsta de electrice la 100 de lei. Poate că e scumpă, nu știu. Sper să fie bună. Are și încărcător, se încarcă, are un acumulator aici. Se încarcă și la 12V și la 220. Nu știu cât o să țină, cât o să fie de bună. Am luat-o special pentru, mai mult pentru filmare, când mai am nevoie să mă uit în stup. Stupii am început să bag a 10-a ramă. Am încercat la unul de am pus foiță, dar e treaba că nu pot să deschid acum, că ies albinele aici înăuntru și afară plouă, nu. Deci sunt plin de albine. De exemplu, ăsta e pe 9 rame, dar nu pot să umbl acum, i-aș fi pus a 10 ramă, dar e problema aici în mașină, că dacă deschid stupul, ies albinele înăuntru. Deschid eu ușa, dar afară mie că pică prin... E 10 grade decât afară. Da, stupii... O să urmeze să mai fac un film, dar să fie o zi mai calță. Nu pot să ridic acum. Cam asta e. Care era asta? 34, da. Asta l-am încheiat pe 10 rame, dar... I-am pus și o foiță, asta mai albă. Dar nu pot să-l deschid acum, îmi pare rău. Eu aș fi deschis. Ia uite. Da, cam asta e. O să mai filmez eu când... Că trebuie să le bag la toți a 10-a ramă, a 9-a și a 10-a. Dar nu pot să umblu astăzi, că e prea frig. Asta-i. Cam asta e pe la mine. La cântară băgase puțin, 200-300 de grame, a scăzut, acum văd că a rămas pe egal. Adică de ieri până azi a dat puțin înapoi. Adunat de la prun. Era bine, dar
nu se mai poate aduna, că ăsta e prunul înflorit, dar e frig afară. Piersicul înflorit, prunul, mai e și cireșul. Da, cam asta e, n-am ce să... N-avem ce face, e timpul ăsta care zice că va fi câteva zile, o săptămână de frig. Ce să facem? Cam asta. Destupii toți sunt așa pe 9 rame, 8 rame. Urmează să le bagă 10 rame. Ia să văd, e cu mintea asta. Da, se aprind proiector acum. Am cumpărat proiector. 2, 4, 6, 7 are ăsta. Așa este. Dar sunt intervalele pline. Parcă aș ridica o ramă, că văd că sunt cumiți. Sper să nu iasă pe aici. Să pun pauză până mi-a luat de alta. Chiar nu-mi vine să cred pe ploaia asta să fie cu minți așa. Ce stup e ăsta? Numărul 4. Nu știam că pe ploaie sunt mai rele. Ia să vedem. Și fără fum. Stai că acum să pun lumina pe partea asta. Așa. Drama e grea, deci mierea are pe ea, e bine. De aici ai clozat, cred că puietul. Am început să o iar în centru. Nu mai întorc. Deci rama asta ultima a eclozat după ea. Și astăzi le-aș fi pus cât o ramă, da. N-am eu cum să umblu ăsta, e el mai cu minte, dar am alții care, dacă îl deschid, iese o ramă de albine afară. Și pe timpul ăsta. Nu știu, puiet mai are de ieșit. Nu știu, și ăsta e puiet copt, ăsta iese în... Rapid trebuie să iasă. Au ieșit. Au ieșit câteva albine pe aici. Vreau să văd că sigur și ăsta a primit ramă goală. Acum, nu știu, 4 zile sau... Când am făcut eu filmuleț, le-am pus la toți câte o rană. Și cred că chiar asta e. Stropesc nițel cu da, asta era măgoal. Ia să vedem ce a făcut el aici. E pusă mai de mult, deci are numai larvar pe ea, cred că se vede, larvar, larve mari, deci urmează să fie căpăcită. Cei care n-au înțeles că sparg eu cuibul și normal că nu prea e normal să se spargă cuibul a cuib, deci eu am cald aici, nu știu de câte ori să mai repet,
Eu am ținut 28 de grade în ultimul timp, non-stop și ziua și noaptea. Deci la 28 de grade, cum să-mi răcească puietul? La mine aici e ca vara, în luna iulie. Ia, iar o ramă. E, asta am pus-o. Hai că m-am înțepat. Asta am pus-o. Acum, nu știu, vă uitați la filmuleț, cred că pe data de 5 sau... Și o oată toată. Bă, nu știu, dacă nu o să vede. Toată e o oată. Deci dacă n-aș fi pus eu acum 5 zile ramă asta, pierdeam o ramă de puiet. Gata, nu mai pot să desfac. M-aș fi înțepat. Au ieșit și aici albine, uite cât au ieșit. Asta am făcut așa ca să vă arăt că este în regulă. Și cu ocazia asta o să-i bag și o ramă. Stai să pun, pauză. Așa, am adus o ramă. Eu mai am rame din asta la rezervă, cu miere. Ea e bună de ouat. O să o descăpăcesc puțin. Dacă pun pauză, că nu pot cu o mână. Da. Deci pe timpul ăsta acum că e timpul ăsta urât afară, cea mai bună treabă, eu asta consider că e o ramă din asta cu miere, dată în centru, și el are de lucru pe timpul ăsta. Are de lucru să curețe rama, să mută mierea de acolo, să... Ouă. Deci dacă eu aș face acum la tot stupii treaba asta, ar fi o treabă extraordinară. Dar nu știu dacă o să o facă. E foarte greu că e timpul ăsta urât și... Uite, deja nu pot să umblu cu o mână. Trebuie scoasă o diafragmă. Stai să pun pauză. Așa. Am scos diafragma de aici de la perete, că eu aveam două diafragme. Una aici și una e asta ultima. Ca să pot să-i măresc cuibul. Dacă a început să înțepe. Na, că nu mai mă lasă. Acum că trebuie să fac fum. Da, stai că pun pauză să fac un pic fum. Așa, le-am dat cu niște protofil din asta, s-a mai potolit. Ramele astea, asta a fost afară, e rece, dar era bine să fie avut o caldă. Să o bag în cuib, eu așa procedam. Dar asta a fost așa, inopinant, de am deschis tupul ăsta. O încălzește ele imediat. Așa. Adică eu merg așa din luna martie cu spartul cuibului și cred că se vede rezolvarea la ceea ce am făcut. Deci în momentul de față am rupt toate ramele puiet. În afară de prima care e păstură și miere. Deci 2, 4, 6, 7. Cu asta care am pus-o pe 6 are puiet și asta care am pus-o e goală. Dar în câteva zile o să fie puiet și pe asta. Asta mai trebuie o ramă, dar nu pot să o pun acum. Rămâne așa. Ah.
Dacă pun pauză, să-l închid. Gata, l-am închis. Am dat și Albin afară. Țineți minte, uite, numărul 4, am băgat ramaia cu miere descăpăcită și urmează să-l mai verific peste câteva zile, să vedem ce s-a întâmplat cu rama respectiv. Stupii care i-am slabi sunt ăștia care deja am pus alte cutii, care o să rămână acasă. Deci am unul aici, mai am unul aici, ultimul, deci acestea vor rămâne acasă. Mai am unul jos, unul în colțul ăsta și unul aici. Ăștia sunt mai slabi, iar din cei care au fost sus, eu i-am dus la o grădină, la 6 km, 7 aproximativ. Iar de acolo o să-i aleg pe cei buni, sunt câțiva și acolo buni. Și o să-i înlocuiesc pe ăștia care sunt mai slabi. Îi înlocuiesc, mai am unul care a rămas fără matcă. Și să-mi fac stupii, adică la loc, care sunt, să-i completez. Cam asta e la mine. Altceva nu știu ce să mai zic, deci eu aș fi umblat acum să le bag iar câte o ramă, că ați văzut că e nevoie. Adică e deja plin de albină. Dar nu prea îmi permite timpul ăsta. Ia uite, e negru de albină ăsta. Deci ăsta mergea și a 10-a ramă, da. Ce să-i fac? Cam asta e. Până la filmulețul următor, sănătate și numai bine.